pedepsit pe cauze privind minori și familia. Deci va apărea această specializare și a judecătorului. Dar și nu... eventual un tribunal al familiei sau în tribunalul acesta al familiei, cum vedem câteodată prin filme, nu intră și cauzele de divorț, doar ba da, încredințări de copii și situații legate. Nu știu dacă este neapărat necesară o astfel de divizare până la urmă. Adică, până la urmă, dacă e să iei toate ramurile de drept, judecătoria bisare 17 judecători, penal, civil, familiei, comercial, contencios și la tribunal, mă rog. Da. Ajung să fie unul singur. Nu, da, s-ar putea să ajungă un singur om să judece numai divorțul. Cred că nu i-ar face bine nici acelui om să nu întâlnească altceva decât... Da, între cele două limite, un judecător cu multe divorțuri activ, 3-4, că mai sunt și cazuri din astea, și unul fără experiență casnică pe care l-ați alege. Dacă ar fi să alegeți. Bun, acum... Dacă ați fi o instanță auctorială și ar fi să alegeți. Răspunsul la întrebarea asta este unul evident, dar să știți că nu o eventuală lipsă de experiență. De ce evident? De ce experiența lui cu trei divorțuri la activ îl recomandă? Nu ca experiența un... cu trei divorțuri la activ, experiența cu căsătorie de 20 de ani, cu hopurile ei peste care omul respectiv a putut să treacă și care probabil că va vedea într-un fel valorile pe care le implică o căsătorie. Și cât este de grav un remediu al divorțului. Da, deci va primi poate alte lucruri. Dar nu asta este esențial. Până la urmă, esențială este legea. Iar dacă legea s-a schimbat în 1993 în acest sens în care v-am spus, acesta a fost un element clar pentru judecători că legiuitorul român nu mai pune accent pe menținerea sub orice formă a căsătoriei. Și când ți se spune astfel de situație, se schimbă legea într-un mod evident, tu nu poți să faci altceva decât să o pui în aplicare. Judecătorul nu cenzurează legea, el cenzurează situația de fapt. Apropo de schimbarea legii, că bănuiesc că se va mai schimba viața o ia înainte și legislația trebuie și ea să țină pasul așa cum poate. Credeți că într-un viitor de 5 ani, 7 ani, ar fi posibilă introducerea, așa cum se întâmplă în tribunalele americane, că de acolo vedem noi filme, alte experiențe, oamenii de rând nu avem, cea cu trimiterea la consiliere. Ați fost acolo pentru orice, dacă ești foarte violent, ți se recomandă judecătorul, te trimite la terapia. Era și un film foarte drăguț pe tema asta, terapia să tratezi violența. În cazul ăsta, în cazul divorțurilor, te-ar putea, în anumite divorțuri, judecătorul ar putea recomanda terapie și apoi mai vedem. Și, eu cred că de exemplu, cele cu violență. Un psiholog în cadrul, nu? S-ar putea să existe în cadrul serviciului pe care le prestați și psihologi. De ce nu își pot găsi și ei acolo? La nivelul tribunalului nu există judecătorilor deocamdată, pentru că am întrebat astăzi, dar există posibilitatea să sunteți și om politic. Nu prea am eu voie să fac politică în emisiunile astea, dar sunteți și om politic. Și cândva, probabil că veți avea decizie mai mare sau mai multă, cum aveți la nivel local. S-ar putea întâmpla asta? Este până la urmă o chestiune de voință politică, trebuie să știi cât de mult îți dorești să... Este până la urmă o discuție între importanța căsătoriei și libertatea individului. Să zicem că în 1993 s-a pus mai mult accent pe libertatea individului, care nu trebuie ținut, să zic așa, într-o căsnicie în care el nu se simte deloc împlinit. Pe de altă parte, rezultatul concret este că în prezent divorțezi mult mai ușor, mult mai repede și mult mai fără bătăie de cap decât te căsătorești. Și asta, cum să vă spun, de la, bine, dacă e căsătoria, de la făcutul invitațiilor, alesul rochiei de mireasă și așa mai departe, și timpul efectiv de între începutul... Și costurile nu se compară. A, bine, asta este altă discuție. Deci s-a ajuns în situația în care divorțezi mult mai ușor decât te căsătorești. Sau nu e căderea noastră să spuneți? Eu cred că nu este bine. Poate că... Vedeți, dumneavoastră, sunt două tipuri de desfacere a căsătoriei. Desfacerea căsătoriei prin consimțământ și desfacerea căsătoriei adică, să zic așa, în contradictoriu. Prin consimțământ poți să divorțezi dacă ai mai mult de un an de căsnicie și nu ai copii. De ce e anul ăsta? Niciodată n-am înțeles. Mi-a explicat și un judecător astăzi, mi-a explicat cum e cu anul ăsta, n-am înțeles. De ce e anul acela? Bun, trebuie să ai neapărat un an. Constată oamenii după prima, a doua, a treia zi că nu se potrivesc. Ce Dumnezeu? Bun, acum divorțez la prima ceartă, trebuie să ai măcar un an de experiență, să zic în spate.
Nu, asta este legea și cred că sub aspectul ăsta legea este bună. Și mai spune legea că trebuie obligatoriu, între momentul introducerii căsătoriei și momentul la care cererea va fi judecată, să ai un timp de 2 luni de zile de gândire. E, cel mai scurt termen e 2 luni. Da, cel mai scurt termen este 2 luni de zile. Ei, în acele 2 luni de zile, dacă s-ar mai spune undeva, totodată, părțile vor aduce și o adeverință că au fost la un terapeut de cuplu și se dovedește până la urmă că, în ciuda încercărilor, nu au reușit să-și remedieze problemele. Asta uite, poate decide judecătorul sau trebuie schimbată legislația? Trebuie schimbată legislația, deocamdată judecătorul nu are la dispoziție o reglementare de acest fel. Ați văzut câte libertăți au alți judecători în alte părți, dar acolo mai sunt și aleși. Vorbim de Statele Unite. O să rog regia, și facem o scurtă pauză, o să rog regia să dea drumul telefoanelor, pentru că așa am convenit după jumătatea, de la jumătatea încolo. Afișăm și un telefon, poate că au oamenii nelămuriți sau poate nu le place, că uneori suntem prea veseli în subiecte atât de dramatice și grave, dar mai descrețim frunțile, până la urmă există viață și după divorț. Eu aș vrea să abordăm, deci rog regia și să-mi schimbe titlul, banalizarea divorțului, că sună mai elegant. Divorțurile deja devine banal. Cuvântul și expresia. Aș vrea să ne oprim puțin pe acele divorțuri, o mare parte din ele sunt așa, bazate pe, sau care au drept cauză violența. Violența conjugală. E o situație greu de suportat, se amplifică în timp și uneori rezultatele, consecințele acestei violențe suportate în timp sunt dramatice. Vedem sute de femei care mor, sau sunt și bărbați, mai puțin e adevărat, care ajung în situații dramatice sau chiar își pierd viața după aceste violențe. Aici e zona psihologului mai mult. Da, aș vrea să vă spun că, de fapt, se știe foarte bine că fiecare dintre noi ajungem în familia care ne întemeiem cu anumite valori. Deci venim dintr-o familie de origine în care am învățat niște valori, niște principii de viață. Această fapt își pune o amprentă foarte puternică asupra rolurilor pe care noi le vom avea în familia noastră, rol de soție, mamă, respectiv soț, tată. Dacă eu am asistat în familia mea la violență, pentru mine e aproape o normalitate, astfel încât mă voi adapta foarte ușor și nu o să fiu nemulțumită la primul gest agresiv. Deci suport și prima palmă? Suport și prima palmă și a doua și poate a treia. Până la un moment dat, nu sunt, deci nu putem vorbi atât de general. Fiecare caz, de asta eu nu pot să dau, deci să vorbesc la general decât pe caz. Dar totuși aș vrea să vă spun că depinde mult cu ce pattern-uri venim noi din familie. Avem imprimat, chiar dacă noi ziceam când eram mici, exact... matrice emoțională, exact, că e prea de specialitate termenul. Deci dacă eu sunt învățat în familia mea că asta este normalitatea, chiar dacă atunci când eram mic spuneam, eu niciodată nu o să-mi bat copilul, mie nu-mi place că mama dă în mine, exact asta o să fac la un dat și o să mă sperii. Am zis că nu o să fac asta, pentru că undeva în mine, inconștient, am preluat niște comportamente pe care la un moment dat nu le mai pot controla. Modelul acesta poate fi fracturat? Și cum? Bineînțeles. Deci când se poate trezi personajul care repetă gestul tatălui din copil, mă rog, tatălui, respectiva mamei, pentru că se poate întâmpla și așa ca mama să-și, sau soția să-și lovească soțul. Deci când se poate închide acest cer vicios? Când se poate trezi personajul? O poate face depinde cu de la sine mult putere de multe sau nu? Aspecte. Deci aici putem lua în calcul și structura de personalitate a persoanei, capacitatea ei de adaptare, independența, cât de mult, cât de important e pentru ea liniștea copilor, educația copilor, deci sunt foarte mulți factori și s-ar putea să se trezească foarte repede și să nu accepte nici prima palmă. E vorba și de autoeducație. Să nu accepte și să nu dea, asta mă întrebam. Când individul poate să spună gata, nu vreau să fiu tatăl meu, ajunge prima, a doua, a treia palmă, trebuie să mă trezesc, sunt un individ responsabil, sunt mulți, cu mulți școală, factori. Nu știu, ați văzut, asta. Sunt femei dependente financiar, sunt femei dependente afectiv de soților. Consideră, deci au teamă de abandon, consideră că dacă părăsesc soțul, ele sunt ale nimănui. E doar o percepție, de asta din nou intervine psihologul care le ajută să vadă altfel lucrurile. Deci se poate, bineînțeles că se poate și s-a vorbit foarte mult pe aspectul ăsta legat dar de... Dar singuri, de unul singur, înainte să ajungă și fără să ajungă vreodată la un psiholog, pentru că sunt un procentaj infim care ajung, mai ales în condițiile județului nostru, a țării noastre, cum vreți, 1%, 0,0, nu știu cât la sută ajung. În general, în perioada de criză ai nevoie de suport. Chiar dacă acest suport se numește prieten, deci sau preot, deci ai nevoie de suport, nu se poate. Adică nu se poate. Se poate orice până la urmă.